Nu ați acceptat și vă mulțumesc pentru asta, pentru că sunteți parte dintr-o nouă generație, într-un nou val care o să măture toate căcaturile. Dar vă jur, acceptați o glumă, oricât de porcoasă și scârboasă e, judecați numai dacă vă face sau nu să râdeți, nu judecați dacă e sau nu porcoasă, că nu contează despre ce. Și toți sunteți porcoși. Toți sunteți porcoși. Și dacă nu sunteți voi porcoși, aveți prieteni care sunt porcoși și cu care sunteți prieteni, ca asta e, sunt amuzați. Fiecare dintre voi aveți un prieten care folosește pula mea drept semn de punctuație. Și știți și iubiți că e al vostru, dar așa se exprimă el. E genul de om care n-a învățat când era mic că din intonație poți să pui punct. N-a învățat când era mic că unele cuvinte se separă între ele de la sine. E genul de om care dacă îți spune, dacă îți povestește ceva, simte nevoia să se pare cu uitare. Frate, pula mea, am fost la facultate în pula mea. Să luați pula mea referatul la pula mea la secretar. Dar pula mea, secretarul nu era acolo, pula mea, și ce pula mea asta? Să luați tot, pula mea. Ei știți, sunt ai voștri că altfel n-ați râde, dați-vă pula mea de ipocriți. Nu sunt porcos. E doar adevărat. Și știți chestia asta. Și ceea ce trebuie să înțelegeți, mai ales voi, fetele, este că aceste două cuvinte, pula mea, nu râdeți, să le răpim de orice fel de înțeles vulgar, le curățăm total. Vă zic acum și nu vreau să zâmbiți, pula mea, atât, pula mea, vă repet până când nu mai zâmbiți. Sunt două cuvinte, nu mai râdeți la cuvinte, vă jur, nu mai râdeți la cuvinte, sunt două cuvinte, pula mea și atât. Pentru voi, fetelor, sunt două cuvinte vulgare care vă agresează și ziceți, ăla este un bădăran pentru că le folosește, fără să înțelegeți că pentru noi se încarcă de sens, fără să înțelegeți că bărbații comunică prin ele mult mai mult decât vă puteți voi imagina. Pentru că avem în continuu dialoguri de genul, ce faci, frate? Pula! Ați auzit niște cuvinte vulgare, râdeți pentru că știți că așa e, pentru că știți că poți să transmiți atât de mult cu cuvintele astea, pentru că știi că pentru o femeie sunt două cuvinte vulgare, pentru un bărbat ce înseamnă, băi, nu fac așa bine, dar nici prost nu fac. Dacă vrei să mă întrebi, o să avem un dialog și o să-ți transmit problemele mele, dar numai dacă vrei, problema este în totalitate în mâinile tale. Uite câte cuvinte în doar două! Pula mea! Dacă vrei vorbim, dacă nu, nu. Uite cum le comprimăm, bărbații nu sunt vulgari, sunt eficienți în comunicare. Da? Pentru că pula unui bărbat, într-un mod abstract, reprezentațional, reprezintă suma rezolvărilor problemelor din viața lui. Voi n-aveți asta. Mă înțeleg că sunteți stresate pe tema asta, dar pentru noi este suma rezolvărilor problemelor. N-am știut nimic la examen, copiuță n-aveam, numai tocilarii jur mi-am băgat pula și am plecat. E ceva vulgar în asta? Nu, este rezolvarea unei probleme cu care m-am confruntat. Nu aveam ce să fac, așa că mi-am băgat pula și deci am rezolvat problema. Corect? Corect! Nimic vulgar aici! Mi-am băgat pula, am plecat! Aveți asta? Nu aveți asta! Pe de altă parte, voi ne-ați făcut la un nivel de PR, ne-ați făcut la un nivel de relații publice. Pentru că tot ce e nasol e ca pula. Absolut tot ce e nasol e ca pula. Ai fost la Bairamul lui Adi? Da, frate, cum a fost? Ca pula, frate. Ce s-a întâmplat? Am băut atât de mult că m-am bătat în ultimul hal, n-am mai fost în stare. Dar, băi, frate, pula m-am făcut. N-am mai fost în stare de nimic, egal, m-am făcut pula. Noroc că am băut o cafea, m-am trezit și am ajuns la Mihaela. Băi, tată, pistos Bairam. Ne-ați făcut la un nivel de de imagine, de relații publice, tot ce e nasol e ca pula, super pizde de mișto! Și ci că e lumea noastră și noi avem puterea, cuvintele sunt cele mai puternice și la nivelul cuvintelor voi aveți puterea. Plus că suntem proști, ne-o băgăm oriunde! Oriunde! Iar s-a stricat blenderul ăla și pula în blender! De fiecare dată știți că așa se întâmplă, pula în blenderul ăsta că nu mai merge! Nu-ți băga pula în blender! Și sunt foarte serios când zic chestia asta, nu știu de ce râde, s-ar putea să te tai!
Și nu o să-i pese. Nu o să-ți bași tu pula în blender și apoi blenderul să stea în dulap lângă toaster. Băi, eu cred că funcționez de acum. Și am băgat la pula mine a treia oară. Nu mai spune, dar nu, chiar dau din elice. Nu rezolvăm nimic. Voi, pe de altă parte, mult mai deștepte. Niciodată nu o să te aud pe tine zicând iar la spartă ăsta micul geamul, băga mea și-mi pizdă toate cioburile astea de pe aia. Așa că ioase și pline de microb, cum sunt ele, o să le atingi și o să le luau toate în pizdă, pentru că tu știi că nu rezolvi nimic. Un bărbat în locul tău? Bă, îmi bag pula în cioburile astea. În mintea noastră rezolvăm ceva. Ne-ați făcut în așa fel la nivel de PR, încât tu, dacă vezi cioburile astea, zici, îmi bag pula în ele în cioburile. Deși n-ai, știi că o să găsești un prost care să-și bage pula în ele. Pentru că ești femeie și ai pis, dacă face rost de pula, pula, nu. Mulțumesc mult de tot, o lecție în vulgaritate. Pa!